Când citim epistola lui Iuda, suntem într-adevăr surprinși de ceea ce înseamnă această perseverență, această tenacitate a răului și în mod special de dimensiunea acestuia răului și mai ales dimensiunea invizibilă. Câteva gânduri aș dori să punctez în mod foarte rezumativ. Cuvântul prezintă aceste sentințe ale lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu este consecvent, Dumnezeu este nepărtinitor și Dumnezeu este acela care scoate din arhiva sa deciziile sale, din instanța sa, deciziile sale, drepte, adevărate, le aduce ca mărturie pentru aceia care vor să reediteze răul și Dumnezeu care este consecvent va da aceea sentință unor oameni care reproduc, care retrăiesc același rău în viața lor. Ceea ce este interesant este că răul nu ne surprinde, răul nu inovează, ci răul doar copiază. Răul parcurge aceleași tipare, aceleași făgașuri de ani de zile și ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune este că oamenii aceștia nu fac altceva decât să parcurgă tiparele cele vechi. Doar cuvântul lui Dumnezeu este acela care aduce noutate, doar Domnul Hristos este acela care poate schimba în nou viața unui om. Răul pe fond nu inovează, deși oamenii caută păcatul, caută plăcerile păcatului. În esență, omul reeditează, reparcurge aceste vechi poteci ale răului care au fost scrise de milenii. Cuvântul spune, totuși oamenii aceștia târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Și mi-am pus această întrebare foarte importantă și anume, la ce gândesc oamenii în timpul liber? Ce aspirații au, ce planuri au, ce cugetări au, ce visări au? În timpul liber, omul, dacă nu este atent, este extrem de vulnerabil să deraieze, să derapeze spre visări păcătoase. Și media, în privința aceasta, are un aport foarte greu în a induce în oameni și, în mod special, în tineri, visări păcătoase. Și cuvântul spune, iată, cei din Sodoma și Gomora, întâi de toate, au avut visările acestea. Aceste ieșiri în mintea lor, imaginative, în scenarii păcătoase, care ulterior au dus la fapta în sine, la curvie, și ulterior au dus la deraierile acestea imorale spre homosexualitate. Dar pare că lucrurile au plecat, iată, în bună măsură de la aceste visări și cuvântul spune târâți de visările lor. Trăim într-o lume, repet, în care vizualul, audiovizualul incită la imaginație, te rupe de realitate și mergi pe făgașul minții de multe ori bolnave și păcătoase al unui regizor și mergi pe făgașul acela și ajungi să reproduci gândirea lui și nu numai să o reproduci, ajungi să gândești mult mai rău decât regizorul și de scenaristul care a scris acel scenariu. De aceea spun acest lucru extrem de important și anume gândirea omului credincios este o gândire unde întâi de toate trebuie să fim atenți veghetori. Pentru că acolo, în gândirea omului cel rău, pune întâi de toate sămânța păcatului, a visărilor și acea sămânță, dacă nu este cenzurată, nu e controlată, nu este condamnată și părăsită, va genera într-un final o formă de păcat. Târâți de visările lor, spune cuvântul, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor. Te-ai fi așteptat să spui Sodoma și Gomora, dar iată cât de contagios este păcatul. Ești în proximitatea, în arealul acesta imediat al unei cetăți, iată că și aceste cetăți au fost invadate de flagelul acesta al imoralității și al homosexualității. Este un lucru efectiv înfiorător să înțelegi cât de contagios este păcatul. Poate te consideri inițial ca om tânăr invulnerabil și crezi că ești credincios și ca atare vei fi stăpân și vei controla situațiile care sunt potențial periculoase și nu este așa. Pentru că omul credincios nu se va expune răului. Omul credincios nu se va duce pe calea celor răi, nu se va așeza pe scaunul celor batjocoritori. Omul credincios va evita orice potențial pericol în viața sa, pentru că nu-l va pune pe Dumnezeu la încercare în viața sa de o manieră neînțeleaptă. Și cuvântul spune și Sodoma și Gomora, dar și cetățile din prejurul lor. Și mi-a atras atenția detaliul acesta, pentru că, într-adevăr, dacă ești în vecinătatea unui coleg, a unui prieten, al unui anturaj rău, păcătos, acesta va fi contagios. Poate ca un credincios vei spune, dar eu vreau să mă apropii de ei, vreau să le vestesc cuvântul. Acestea sunt forme destul de naive, de acceptarea unui anturaj păcătos. În realitate, răul are puterea lui și credinciosul nu are căderea, nu are chemarea să se expună într-un astfel de anturaj.
cuvântul spune nesocotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. Ai spune, în viața unui om, forma vizibilă este doar un vârf de iceberg. În viața unor oameni, dacă păcatul care este vizibil te îngrozește atât de mult, care este abisul în viața lor? Pentru că observați în textul de față, cuvântul spune clar, nu doar forma vizibilă este cea care are această inspiră, această oroare, ci este vorba de profunzimea ființei lor care este abominabilă. Este această linkare a păcatului, această conexiune a păcatului, păcatul care nu vine niciodată singur, ci care aduce un pachet de păcate în viața unui om care nu ascultă de Dumnezeu. Iată, visările lor își pângăresc trupul, nesocotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. Un alt aspect pe care l-aș puncta este acesta, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Desigur că credincioșii aveau obiceiul să aibă agape, probabil mese de dragoste, și la aceste mese de dragoste, iată, participau și acești apostați, era dorința lor de a submina, de a duce în rătăcire, nu doreau ei părtășia, pentru că nu puteau să aibă părtășie cu lumina, și mă gândesc la acest aspect de viață în lumea în care noi trăim, navigatorii, oamenii care merg pe râuri, au o cartografiere foarte exactă a râului, a fluviului, pentru că această cartografiere este esențială ca nu cumva să navighezi pe un canal din acesta și să te lovești de vreo stâncă ascunsă. Și este extrem de important ca și capitan de vas să ai această cartografiere și să mergi pe un traseu în care să eviți aceste stânci, pentru că dacă te lovești de ele, pericolul de naufragiu este evident. Stâncile ascunse, oamenii aceștia apostați, oamenii aceștia cufundați în rău, robiți de rău, de păcat, nu vor viza decât un singur lucru, să naufragieze viața unui om credincios, să lovească în temelia unui om credincios. Nu o vor face de o manieră vizibilă, ci vor fi de o manieră subtilă de multe ori, de o manieră politicoasă, filozofică, intelectuală, dar în realitate sunt stânci ascunse și dacă navigarea pe care noi o parcurgem nu avem cartografierea cuvântului Dumnezeu, nu știm de ei, ținta lor și nu cunoaștem traseul, lumina cuvântului, există posibilitatea ca aceștia să inducă în eroare. De aceea subliniez acest aspect, să poți să mergi, să navighezi pe drumul acesta spre cer, conștient de pericole, conștient de apostați, conștient de oameni care vor încerca să ducă la naufragiu celor credincioși, dar în același timp având harta care pune în lumină adevărul și anume cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, credinciosul nu trăiește în necunoștință, credinciosul trăiește în lumină, nu este un credincios vulnerabil, nu este un credincios care să trăiască în teamă, ci are cuvântul lui Dumnezeu, are lumina Evangheliei și această lumină îi va da siguranță, îi va da biruință și îi va da acel echilibru în viața de zi cu zi. Niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Și cuvântul spune despre acest aspect fără rușine. Trăim într-o lume în care mă uit în jur și se dorește suprimarea sentimentului de rușine, dacă nu anihilarea lui, totală. Și anume, te uiți la tineri, mergi prin parcuri și mă uit pe bănci și văd scene care mă revoltă. Parcă ți se întărâtă Duhul în tine când vezi așa ceva. Sâmbătă eram într-un parc, citeam ceva și la un moment dat o scenă efectiv în nasul tău, nu poți unde să te duci și unde să te duci. Efectiv o scenă care este inadmisibilă pentru o societate, să zicem, civilizată. Oameni fără rușine și prin mijloacele media, prin aceste demersuri subtile, de multe ori elevate, intelectuale, progresiste, se induce în tineri suprimarea sentimentului de rușine. De ce trebuie să-ți fie rușine? Să te săruți în public, să stai într-o poziție indecentă, ăsta este trendul lumii. Așa este, așa merge lumea, este modern, nu trebuie să fii retrograd. Cuvântul spune fără rușine. În momentul în care cel rău distruge în tânăr sentimentul acesta de sfială, de jenă, de rușine, practic suprimă un stăvilar în calea răului și răul se va declanșa, se va manifesta năvalnic în viața acelui om. Și cuvântul spune mai departe nu doar că sunt fără rușine, dar ajung oamenii aceștia să își spumece rușinile lor. Rușinea va să zică gesturile acestea păcătoase, abominabile, condamnate de cuvântul lui Dumnezeu, nu doar că sunt acceptate de societate, nu doar că sunt o chestiune care dă bine ca imagine în lumea păcătoasă, dar ajung să fie spumegate, să fie scoase în lumină, să fie considerate benefice, să fie considerate rentabile financiar.
Uitați-vă dumneavoastră la lumea care ne înconjoară și la industria cinematografică, ce spumegare de rușine. Oamenii aceștia n-au nicio jenă. Pentru ei jena nu există, cel rău a suprimat, a anihilat de mult sentimentul acesta de rușine. Ei sunt robiți de păcat, sunt subjugați de păcat și își spumegă rușinile ca o bravură a vieții lor. Pentru ei, a filma într-o postură indecentă, a induce păcatul în societate, a induce molima aceasta imoralității în societate, este o chestiune de star, de vedete, este o chestiune de imagine progresistă, este o chestiune de care le mărește contul cu sute de milioane de dolari. Și vine Biblia și spune că aceia pe care oamenii îi consideră staruri de Hollywood, spune Biblia, lor le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Aceștia sunt starurile de Hollywood și spune Biblia că aceștia nu învață pe oameni să umble în neprihănire. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Niște stele rătăcitoare. N-au nicio direcție oamenii aceștia. Sunt niște stele ale întunericului, promovează întunericului, n-au nicio teamă de Dumnezeu, niciun sentiment uman de rușine, le spumegă rușinile acestea, le etalează și ca atare profită de pe urma lor de o manieră financiară și vine Biblia și le spune care este factura. Factura nu este un cont care se mărește la fiecare scenariu cu milioane de dolari, ci factura este negura întunericului. Rămâi uimit și te uiți la tinerii care efectiv cad în extaz când văd diferite staruri, care efectiv sunt încântați când văd diferite staruri și îți pui întrebarea cum este posibil așa ceva, către încotro, care este promovarea acestor staruri, care este exemplul lor, unde îndrumă societatea, numai spre păcat, spre negură, și Biblia spune condamnarea acestor oameni este în negura întunericului. Cuvântul lui Dumnezeu însă vorbește de alte staruri, adevăratele staruri din cartea Daniel. Și acolo în Daniel 12 cuvântul spune, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Care sunt adevăratele stele înaintea lui Dumnezeu? Nu sunt cele de la Hollywood, cărora le este păstrată condamnarea și negura întunericului, niște stele rătăcitoare, robite de păcat, ci adevăratele staruri, adevăratele stele înaintea lui Dumnezeu, care vor dăinui veșnic pe bolta aceasta înstelată a timpului, sunt credincioșii care promovează moralitatea, credincioșii care vorbesc despre Domnul Hristos, despre jertfa Lui, despre voia Lui Dumnezeu, despre pocăință, despre credință, despre sfințenie, despre o viață trăită în curăție înaintea lui Dumnezeu. Aceștia, spune Biblia, vor străluci de apururi și în veci de veci. Văzând așa cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem ce greutate, care sunt adevăratele valori ale lumii acesteia. Și adevăratele valori nu sunt cele ale imoralității, ale murdăriei, ci sunt cele ale cuvântului lui Dumnezeu. Se spune aici ca dobitoacele fără minte. Și cineva spunea metaforic despre un porc care, mergând spre casă, a trecut pe lângă o cârciumă și, pe lângă o cârciumă, fiindu-i sete, a băut dintr-o licoare care nu știa ce este, era alcool, s-a amețit rău de tot porcul, a căzut acolo, a zăcut într-un colț și în final, când și-a revenit el și a trecut efectul alcoolului, s-a sculat și a zis, mi-aș ajunge cât m-am purtat ca un om, revin la statutul de porc. Și mă gândesc la acest aspect, într-adevăr, ce înseamnă imoralitatea în viața unui om. Parcă lumea animalică, scuzați-mi această referință, parcă ea, dacă ar fi să fie adusă ca martor înaintea lui Dumnezeu, nu face ceea ce fac oamenii. Parcă este expresia acelui porc, mi-ajunge să trăiesc ca un om. Este această natură care ne înconjoară, care de multe ori poate suspină metaforic și așa pe răscumpărarea, este lumea aceasta care încă respectă regulile lui Dumnezeu și care respectă o anumită decență, o anumită normă de conduită dictată de Dumnezeu și în raport cu lumea aceasta, inclusiv animalică, oamenii sunt sub nivelul lor. Este contrar normelor, în contrar voii lui Dumnezeu, este contrar bunului simț ceea ce se întâmplă în societatea umană. Și totuși Biblia vine și spune, Dumnezeu este suveran. Păcatul în esență nu este o chestiune de opțiune. Dom'le, eu fac ce vreau, eu îl iubesc pe partenerul meu și vreau să fiu cu el. Dacă ne iubim, nu contează absolut nimic. Problema nu este aceasta, ce cred eu sau ce crede celălalt. Problema nu este democrația și libertatea religioasă, libertatea de manifestare. Problema este că păcatul înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Aici este fondul problemei. Poți să faci ce vrei, dar dacă ceea ce faci este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, e sub condamnarea lui Dumnezeu.
Nu contează ce spune societatea, nu contează ce decid niște judecători, nu contează percepția viciată a unor oameni bolnavi și stricați la minte, cum spune cuvântul, ci contează norma veșnică care este Scriptura. Și numai în raport cu aceasta, Dumnezeu va judeca umanitatea. De aceea, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul spune clar, târâți de visările lor, și în al doilea rând, cum de altfel a spus și Florin mai devreme, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Oamenii vin și spun, domnule, păcatul ăsta al homosexualității este o chestiune ereditară, nu mă pot opune lui. Biblia vine și spune că este o decizie conștientă, volițională a omului în a trăi în păcat. Cuvântul spune, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam și aceasta implică responsabilitate, implică conștientizarea gestului pe care oamenii aceștia îl făceau. Și desigur că parcurgerea acestui drum de răzvrătire și de afundare în mocirla păcatului aduce în final robie. Și Biblia spune târâți de visările lor. Dar omul este responsabil de decizia lui, este responsabil înaintea lui Dumnezeu, dar decizia aceasta cu siguranță aduce condamnare, aduce robia. De aceea închei cu această mențiune pe care Biblia o face, dincolo de negura păcatului, dincolo de scena lumii care își parcurge drumul ei, este planul suveran al lui Dumnezeu care se va împlini. Lumea merge din rău în mai rău, lumea îl respinge pe Creator și se afundă în mocir la ei, dar deasupra tuturor problemelor este Dumnezeul suveran care coordonează istoria, care a judecat îngerii, a judecat popoare, a judecat indivizi, cetăți și va judeca pe fiecare om în parte. Dumnezeu și-a adus și își va aduce din arhiva lui judecățile sale, sentințele sale, pildele sale, le lasă în cuvânt și Dumnezeul consecvent în circunstanțe similare va da decizii similare. În Statele Unite a fost de notorietate un proces în care a fost câștigat pentru că într-un caz precedent se reduse o decizie diferită, iar circunstanțele în următorul proces erau similare. Și pentru această inconsecvență decizională, da, omul a câștigat procesul. Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu este inconsecvent, Dumnezeu nu este părtinitor și Dumnezeu care a judecat în dreptatea lui într-un fel, va judeca în atributele sale, în dreptatea sa, în același fel, același păcat. Dar Domnul Hristos pentru aceasta a venit, El a venit, iubește pe păcătoși, Domnul Hristos condamnă păcatul, urăște păcatul, iar El a venit pentru a-l smulge pe om din robia păcatului. Nimeni nu poate să le libereze pe om din păcat. Poți să faci cu el terapie psihologică, poți să faci cu el, știu eu ce, reeducare socială, poți să-l penalizezi în fel și chip, să-l sancționezi pe fondul problemei, în privința păcatului, numai Dumnezeu îl poate elibera pe om. Și aceasta înseamnă puterea Evangheliei, înseamnă puterea credinței, care se ancorează în jertfa Domnului Hristos și spune, Doamne Iisuse, eu sunt un om robit de păcat, am decis să trăiesc în păcat și am ajuns stârât de păcat în nelegiuirea mea, dar știu că Tu pe crucea Golgotei ai murit pentru mine, știu că Tu m-ai iubit și acolo Te-ai făcut un păcat în locul meu, ai luat o murdărie a păcatelor mele, murdăria faptelor și gândurilor mele și înaintea lui Dumnezeu m-ai achitat, m-ai iertat, ai fost lovit pentru mine, iar eu pot fi eliberat. Dumnezeu, da, ne iartă, Dumnezeu ne iartă numai prin credință și pocăință. Iertarea nu este una globală, una din oficiu, ci iertarea vine ca urmare a credinței omului în Domnul Hristos, care pe crucea Golgotei a purtat păcatul său personal. Și al doilea gest este acel al pocăinței care spune, Tată, îmi pare rău de păcatul comis, regret înaintea Ta păcatul comis, mi-e scârbă de păcatul comis și vreau să-l abandonez, să trăiesc o viață nouă pentru slava numelui Tău. Mântuirea înseamnă pocăință plus credință. Sunt oameni care au credință, o credință intelectuală, teoretică, într-un Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este stăpânul lor, nu este mântuitorul lor, nu este acela de care ascultă în viață. Dumnezeu să ne ajute pe aceia care nu au luat poate această decizie în viață, Dumnezeu să-i ajute să ia o decizie astăzi pentru numele Său de a începe o viață nouă cu Domnul Hristos și o viață de bucurie. Amin.